Mai întâi de toate vreau să vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos, oriunde v-ați afla pe întreaga fața Pământului. First of all, I want to bless you, whoever and wherever you are on the face of the earth. Și fie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie un cuvânt îndestulător, bogat, sfânt și care să dea viață și să ridice pe fiecare. And may the word of God be full, healthy to give life to each and everyone. Cuvântul din această zi care ne va sluji ca îndemn și ca mesaj se află în Isaia, capitolul 42. And the word of God that will serve today as a message will be from Isaiah 42. Versetul 2, 3 și 4. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroabele vor nădăjdui în legea lui. I'll also read from Isaiah 42, verses 2 through 4, where he says, Behold, my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice for the Gentiles, who will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoking flax he will not quench. He will bring for justice for truth. He will not fail nor be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands shall wait for his law. Amen. El nu strigă în așa fel încât să se audă pe uliță. El strigă în această zi inimii tale. We cannot hear his voice on the streets, but he is crying out for your heart. El se concentrează asupra sufletului tău, asupra vieții tale și asupra Duhului tău. His focus is upon your life, your spirit, and yourself. El îți spune și astăzi că trestia frântă nu va strivi, nu va zdrobi. You see that he's telling even today that the bruised reed he will not break. Și mucul care încă mai are viață în el și fumegă nu-l va stinge. And the smoking flax he will not quench. Poate te afli în această situație de trestie frântă, trestie bătută, trestie oarecum ruptă. Maybe you find yourself in this situation as a bruised reed. Poate starea ta e o stare stinsă, fără putere, fără vlagă, fără dorință de viață. Maybe your situation is like a smoking flax without desire to live. El are dorința din nou să te pună într-o stare după voia lui. His desire to put you again in a stage according to his will. Prestia ca și plantă este o verdeață care are viață în ea și care în bătaia vântului ea rezistă. A reed is a plant that is green and it does not matter if the wind blows, it still stand. Așa este și omul comparat cu această trestie ca de multe ori, de tânăr până poate bătrân, are viață în el. And that's why we are compared many times with a reed that because we have life in us since youth till we die. Dar în decursul vieții, încercările, problemele, suferințele s-ar putea să te frângă. But during the lifetime, maybe the suffering, the problems of life, maybe they will try to break you. S-ar putea să ai momente de declin în viața ta, momente mai slabe, momente mai căzute și atunci ai nevoie ca Dumnezeu să te restaureze. Maybe there are situations in your life when you feel low, you feel down, and God needs to restore you. Poate ai trecut prin ispite sau probleme cu familia, cu cei din casa ta, poate viața ta este de multe ori doborâtă.
Maybe you went through many problems and situation with your family, and maybe your life has been down many times. El strigă sufletului tău astăzi, nu te voi strivi, ci te voi restaura. He is speaking to your soul today, I will not break you, I will restore you. Nu te las culcat la pământ, ci vreau din nou să te pun în aceea stare ca să fii cu verticalitate. I will not you let down on the earth, but I will bring you upright. S-ar putea să ai fisuri în viața de credință, s-ar putea să ai o relație slabă cu Dumnezeu. Maybe you have a poor relationship with your God or gaps in your faith with God. Poate viața de rugăciune, poate credința ta s-o frânt oarecum înaintea lui Dumnezeu. Maybe your prayer life or your faith in God somehow was bruised. El strigă din nou și spune că vrea din nou să te lege cu El, să ai o relație, o părtășie din nou cu El. He's telling you today that he wants once again to restore you, to have a relationship with him. El nu părăsește inima frântă, inima zdrobită, inima doborâtă. He's not forsaken or abandoned the one that is bruised or down. El nu abandonează un om care este într-o stare de jos. He's not abandoning someone who is down. Ci totdeauna spune că eu am venit să ridic, am venit să restaurez, am venit din nou să dau viață celor ce nu mai au viață în ei. He always says in the Bible that he came to restore, to give life to those that do not have life in them. Poate credința ta a slăbit și ești ca și un mug din acela cu puțin undele, cu puțină viață, cu puțină putere. Maybe your faith is so weak that your life is like a smoking flax that has just a little bit of a flare. Candelele în vechime ca să lumineze trebuiau alimentate cu un de lemn. And we know that the lights in the past, the candles, they needed to be continued refilled with oil. Când se apropia starea de fumegare, se completa din nou unde lemnul. And then when it started to smoke, becoming like a smoking flax, then the oil needed to be refilled. Când credința ta este slabă și puterea ți este puțină, Dumnezeu vrea să te completeze cu putere, vrea din nou să te reaprindă și să luminezi. When your faith is weak and you have no strength, God wants to bring you up again and fill you with power. Poate deja te-ai stins și poate de multe ori aștepți ca Dumnezeu să intervină, aștepți ca mâna lui Dumnezeu să te ridice. Maybe you're not bringing any light anymore and you are waiting down there that God will come and lift you up. El și astăzi vrea să te reaprindă cu Duhul Său cel Sfânt, cu credință, să te aprindă în Hristos. He desires even today to come and start the fire in you with faith in Jesus Christ. El vestește o judecată pentru cei care se întorc la Domnul, pentru cei care au dorința să se întoarcă, El le dă viață. And his judgment is but for all those that have the desire to come to him, he will give them life. Dar el vestește și pentru cei ce stau nepăsători, pentru cei ce nu vor să se întoarcă, ca ei vor intra în judecata lui. And judgment is for those that are careless and they don't want to turn back to God. De aceea oferta din această zi este că trestia frântă, el nu o lasă la pământ. So you see, the offer for you today is the promise from the Bible where it said that the bruised reed, you will not break it. Mucul care fumegă nu-l lasă să se stingă. And the smoking flax, he will not quench. Este o șansă pentru tine ca din nou să te ridice Domnul. There is a chance for you that again God will lift you up. Dacă omenește nu se mai poate face nimic cu viața ta, cu starea ta, cu inima ta, Dumnezeu poate să facă pentru că este atotputernic.
If from a human point of view, there is nothing that can be done with your life, with your situation, yet God is able to do because He is powerful, almighty. Poate ai așteptat de mult cuvântul acesta pentru tine, cel ce de multă vreme nu mai poți să te ridici. Maybe you are waiting for such a long time to hear this word because you are not able to be brought up again. Poate ai crezut că cu tine nu se mai poate face nimic, așa cum ți-a spus mulți oameni, nu mai ești bun de nimic. Maybe you thought that there is nothing that can be done for you because many told you these things. Poate ai crezut că pentru tine nu mai este nicio șansă de reabilitare înaintea lui Dumnezeu și cu păcatul tău. Maybe you thought that there is no chance of rehabilitation for you because of your sinful life. Aș vrea să ascult astăzi vocea Domnului. But I want you to listen today to the voice of the Lord. Și vocea aceasta spune, eu am venit să-ți mântuiesc sufletul. And this voice is telling you, I came to save your soul. Eu am venit să-ți îndrept starea ta frântă. I came to guide you and to bring you out from this situation you live in. Am venit din nou să te aprind ca să arzi și să luminezi. I came to start a fire in you that you start to light again. Am venit să-ți dau putere din puterea mea ca să te fac să trăiești. I came to give you life from my life and power from my power that you'll be able to live. Ca să te întorci din nou la acea stare de viață, de viață cu Hristos. That you can be brought again at that stage of the life with Christ. El spune că nu va slăbi și nu te va lăsa să slăbești, nu te va lăsa să fii doborât, nu te va lăsa să fii stins dacă și tu dorești. He's telling you that he will not quench you nor break you, but if you desire. El vrea să te pune într-o stare nouă, într-o stare după voia lui. He wants to place you in a stage that is according to his will. Dacă până acum te-ai târât în credință, dacă până acum ai umblat aproape stins în credință. If you felt that you were just crawling, barely crying in your faith up to this point. El spune, întorceți-vă la mine și eu vă voi primi. He is telling you, turn to me and I'll receive you. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o tignă pentru sufletele voastre. Come to me all you who are heavy laden and I will give you rest for your souls. Prestia aceasta ești tu, mucul acesta ești tu, dar sunt și eu. This reed, maybe it's you. This smoking flax, maybe it's you or maybe it's one of us. De multe ori în lupte, în bătăile vântului, în încercările vieții și în valuri, ai fost izbit și poate ai fost fisurat în credință, poate ai fost frânt în credința ta. And many times through our life with the Lord, many times the wind blew so hard in our lives and the situation and the testing of life brought us so down as a bruised reed or a smoking flax. De multe ori te-ai văzut slab și diavolul ți-a spus, nu mai ai nicio șansă de mântuire, de izbăvire, de ridicare. Maybe many times you saw yourself so weak and the devil spoke to you and said, there is no chance for you of rehabilitation. Dar aș vrea să spun din partea Domnului, versetul de aur, fiindcă atât de mult te iubește Dumnezeu, încât prin Isus te vrea pentru El. But I want to tell you the golden verse of the Bible. For God so much loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso shall believe in Him not perish but have everlasting life. Te-ai văzut de multe ori abandonat, frânt în umblarea ta, în planurile tale, în hotărârile tale, în lupta ta alături de Hristos. Maybe many times you've seen yourself being abandoned in your plans or your fight or life with Christ. Ți-ai spus că crucea este prea grea și de multe ori ai rămas la pământ doborât. Maybe many times you said that your cross is too heavy to carry and you were left there down to the earth. Iisus din nou te cuprinde și dragoste și spune, te iubesc așa cum ești. But Jesus Christ is embracing you again and tells you, I love you, come to me as you are.
Nu te abandonez, ci te primesc la mine. I will not abandon you, I will receive you to myself. El scrie în dreptul tău și astăzi îndurare. He is writing for you grace. El scrie în dreptul tău și astăzi viață. He is writing for you life. El scrie în dreptul tău și astăzi nădejde. He is writing for you today hope. El scrie și astăzi în dreptul tău putere. He writes for you today power. El scrie în dreptul tău și astăzi, nu, biruință. And he writes for you a victory. Hallelujah. Purtăm o luptă cu toți înaintea lui. All of us are in a fight with, in the Lord, with the enemy. Avem de luptat împotriva firii pământești și a duhurilor întunericului. We have to fight against our fleshly desires and the spirits of darkness. Suntem ispitiți la tot pasul. We are tempted and tested every step of the way. Ne este încercată credința în fiecare clipă. And our faith has been tested each and every moment. Te ridici sau cobori? Are you climbing up or down? De multe ori poate ești nu doborât în starea ta. Domnul îți spune și astăzi, ridică-te și umblă. Maybe many times you feel so down, but God is telling you, come up, straight up. Această ridicare este în numele Lui. And that is in the name, in His name, name of Jesus. Această dragoste este revărsată prin El către tine. And this love was poured towards you from Him. Și dacă în ochii lumii nu valorezi nimic și ești fără preț. And even if you have no price in front of the eyes of the world. Și dacă toată lumea ar abandona un om ca și tine și ca și mine doborât. And even if everyone would abandon a person like you and me when we're down. Așa cum a fost și fiul risipitor. The way was the prodigal son. Tatăl l-a primit cu dragoste. But we see the father received him with love. El te primește și pe tine. And he will receive you too. El nu ți amintește trecutul tău și starea ta. He will not remind you your past. Și el te primește ca un tată iubitor și te numește din nou fiu. He will receive you as a loving father and he will call you again son. De aceea, întoarce-te la Domnul oriunde ești și oricât de doborât ai fi. That's why turn to God whoever you are, no matter how low in your life may be. El poate din nou să te restaureze. He is able to restore you again. El poate din nou să pună acea putere care să mergi mai departe alături de El. He is able to strengthen you, give you power to be able to walk again. Vei spune ca și Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. And you will be able to say like Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Și ca și Pavel, nu putem spune și noi și în astfel de stări ridicate de Domnul. And as Paul, we also can say, because he has lifted us up. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. I live, but I not live for myself, but Christ who lives in me. Aceste cuvinte nu sunt ale mele, ci sunt cuvintele lui Duhului Sfânt date prin Apostolul Pavel în Galateni 2:20. These words that don't belong to him or myself, but they are written in the Bible by Paul in Galatians 2:20. Și viața pe care o trăiesc de acum încolo, trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru mine. And the life that I live from forward is the life that I live it through Christ who gave his life for myself. Este o șansă pentru tine. Este o șansă la mântuire. Este o șansă la viață. Este o șansă pentru cer. There is a chance for you, a chance of salvation, a chance for you to go to heaven. Domnul Iisus să ne binecuvânteze pe toți. And may the Lord bless us all. Domnul vrea să-ți dea liniștea și pacea. The Lord desires to give you peace and comfort.
Și în Ioan capitolul 14, in vers John 14, yes, versul 27, vă las pacea, vă dau pacea, nu vă dau cum vă dăm lumea, ca să nu vi se tulbure inima, nici să nu se spăimânte. Yes, so in John 14:27, he said that I give you peace, but I do not give you peace as the world gives. Do not be afraid. Această pace nu înșală, această încredere nu deznădăjduiește, ci această pace te face stabil. This peace will not deceive you, but this peace will make you stable. Nu ne-o dă această pace cum o dă lumea. He does not give this peace as the world gives. Nu lasă această încredere să fie interpretată altfel. E o pace deplină. So his peace is a full peace. Este o mângâiere în cuvintele lui Dumnezeu. There is comfort in the word of God. Lumea s-ar putea să-ți promită o pace vremelnică, o pace care nu rezistă. Maybe the world can promise you a peace for a period of time, a peace that cannot exist. O pace de pe buze de moment. It may be a peace that's just spoken of the lips for the moment. Dar s-ar putea ca această pace să-ți o ia înapoi și să-ți tulbure inima. But it's possible that this peace, they take it back and will destroy your heart. De multe ori îți oferă o pace care te înspăimântă după aceea. Maybe they'll offer you a peace that will bring fear in you after that. Dar nouă ne dă o pace care să ne odihnim în El, în nădejdea în El, în binecuvântarea Lui. But the peace that Jesus has given us, it's a peace that we can rest in Him, in His blessings. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, vă las pacea, vă dau pacea, nu vă dă cum vă dă lumea, vă dau și vă las. That's why Jesus said, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Oamenii când oferă ceva, o ia înapoi de multe ori. But men, when they offer you something, they may ask for it back. De multe ori ți-o împrumută, dar pentru o vreme. And many times they can lend you something, but for a period of time. Ați văzut de multe ori pacea aceasta se întâmplă și în casă, ai pace vremelnică și apoi vine tulburarea. And you see that many times we have this type of peace in our families, in our homes, and then something comes and then we are troubled. De multe ori te îngrozești chiar în propria ta casă sau ți-e teamă. Maybe the time comes when you are afraid in your own home. De multe ori pătrund duhuri care nu-ți dau pace și îți fură pacea, îți fură liniștea. Many times different type of spirits come in your home to steal the peace. Și de multe ori când umbli cu pacea, de multe ori cei din casă sau ceilalți vor să-ți fure pacea. And many times when you are full of peace, others from your home may want to steal the peace that you have. Pentru că este unul care se luptă să-ți fure tot și să te despoie de tot. Because there is one that wants to steal everything and to leave you empty. Și acela este vrăjmașul sufletelor noastre. And that's the enemy of our souls. Dar este unul mai mare care promite și acela este Hristos. But there is a greater one that makes this promise to us and that his name is Jesus Christ. El ce dă, nu dă cu împrumut, dă de plin. What he gives us, he's not lending us, but he fully gives us. El nu cere dobândă, dar cere garanții. He does not ask to pay him a fee, but he gives us a guarantee. Și el spune, fiule, dă-mi inima ta și cuvintele mele să locuiască în inima ta ca să ai pace. He gives us assurance and said, my son, give me your heart and may my words live in your heart so you can have peace. Pacea care vine de la el nu tulbură, nu spăimântă. The peace that comes from him, it's not troubling, it's not to make you be afraid. Pacea care vine de la el este o pace liniștitoare. And the peace that comes from him will give you comfort. Este o liniște sufletească. There is a comfort that you receive in your soul. Este o mângâiere de plină. Yes, it's a comfort. It's fully, you feel fully comforted by him.
Este acea pace care întrece orice pricepere. That's type of peace that surpasses all understanding. El spune că această pace e turnată în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. And he says that this peace he pours in our hearts through his Holy Spirit. Acesta este și punctul central al zilei de astăzi, din cele 40 de zile de post. Pacea inimii, pacea sufletului, pacea popoarelor. El nu dă numai o pace pentru un suflet, dă o pace pentru mai multe suflete și pentru o națiune. And this is our prayer point for today, February 3rd, during this 40 days time of fasting and prayers. We pray for the peace, peace in our heart, peace in the families, peace in our nations. De aceea el spune că dacă un popor cheamă pe Domnul, cheamă pacea și dragostea lui, spune că el dă pacea lui peste toți oamenii. So that's why he's calling us and he leaves his peace upon everyone. El aduce garanția aceasta, poporul peste care este chemat numele meu, dacă se va smeri, se va abate de la căile lui rele și va căuta fața mea, îl voi zbăvi, îl voi mântui și voi da pacea mea, slăvit să fie Domnul. He brings this guarantee to us if we come with fasting and prayers to humble ourselves before the Lord, then he will restore us, he will give us peace. De aceea? Pentru că avem aceste garanții dumnezeiești. Because we have these guarantees or assurance from God. Domnul Iisus Hristos ne spune, cine aude cuvintele mele și le împlinește. And the Bible said that Jesus said, who hears my commandments and fulfills them. Și astăzi ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auziți strigarea mea, auziți vocea mea și cuvintele mele. And the word of God says, if today you hear my voice, my calling. Ferice de dumneavoastră și de noi dacă le împlinim. Blessed are you and ourselves if we fulfill them. Altfel am fi, dacă nu le împlinim, am fi doar niște ascultători uituci. But if we do not fulfill them, then we forget quickly. De aceea Duhul lui Dumnezeu spune, fiți împlinitori cu fapta. That's why the word of God said that we are to fulfill his commandments in our life through our actions. Căci un fiu ascultător ascultă glasul stăpânului, glasul tatălui, slăvit să fie Domnul. Because a son should listen to the voice of the master of his father. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cum vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, sunteți ucenicii mei. And now that the Bible says, how do the world will know that you are my sons and daughters, my disciples? Dacă vom iubi pe Domnul și cuvintele Lui, if we love the Lord and His word, dacă ne vom iubi unii pe alții, if we love each other, și dacă dragostea Lui va fi totdeauna peste noi, and if His love will continue to remain on us, și nu numai peste noi, ci și noi, not only over us, but in us as well. Pentru că el spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt care locuiește în noi. Because he said that his love was poured in our hearts through his Holy Spirit who dwells in us. Mă adresez prietenilor care pe moment au căzut, au fost doborâți sau au ieșuat pe cale. And I want to address a little bit to the friends, those who had the backslided and they are down. Mă adresez celor ce pentru moment s-au depărtat sau au părăsit calea lui Dumnezeu. For a moment, God knows the trials, they departed or abandoned the path of the Lord. Mă adresez prietenilor care merg la biserică sau care încă n-au luat o hotărâre pentru Domnul. And I wanted to address to the friends that maybe go to church, but they did not take that decision in their hearts to live for the Lord. Mă adresez tuturor celor ce au un gând să se predea Domnului. And I want to address to all those who maybe have a thought to give their life to Christ. Acum, spune Domnul, este ziua potrivită să te întorci la El. And now, says the Lord, this is the day that you turn to Him. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Today, if you hear His word, do not harden your heart.
Astăzi, dacă auziți glasul lui, întorceți-vă la el. Today, if you hear his word, turn to him. Este șansa dumneata, poate e ultima chemare. This is your chance, maybe it's the last calling. Poate e ultima strigare care ți-o face Domnul pentru tine, suflet care ascult cuvântul acesta. Maybe today is the last chance for you, the last time that you hear his calling for you. Poate este ultima ta șansă și ultimul lucru pe care ar trebui să-l ai în vedere. Mântuirea sufletului, salvarea sufletului tău. Maybe it's your last chance that you need to keep in mind, the chance for the salvation of your soul. Poate multe șoapte ți-au trecut pe la ureche. Maybe many thoughts and whispers came to your ear. Poate multe gânduri au fost în mintea ta sau în inima ta. Maybe many thoughts came through your mind and or your heart. Poate ești la capătul puterilor și poate ești în prag de dezastru. Maybe you're down to the last strength that you have and it's a disaster ready for you. Poate familia ta este dărâmată și nu mai știi ce să faci. Maybe your family has been destroyed and you don't know what to do. Cheamă-L pe Hristos în viața ta. Call upon Christ in your life. Cheamă-L pe Hristos în familia ta. Call upon Christ for your family. Cheamă-L pe Hristos să-ți lumineze calea. Call upon Christ to enlighten the path you're walking on. Cheamă pe Hristos din nou să-ți dea putere. Call upon Christ to give you strength and power again. Cheamă-L pe Hristos din nou să-ți dea viață. Call upon Christ to give you again life. Fă din nou să simți și roagă din nou să simți îmbrățișarea dragostei Lui. Call upon him and pray that you'd feel again his comforting hands around you. Roagă-L din nou să te copleșească cu bunătatea Lui. Pray that he will overwhelm you with his kindness again. Cheamă-L să te atingă cu puterea Lui. Call upon him that you touch you with his power. Și ca unul care ai fost prins de război, astăzi să fii un slobod în Hristos. And like one that was like a prisoner of war to be free today in Christ. Și de astăzi să intri din nou în turma lui Hristos, în armata lui Hristos, să faci parte din ceea lui Hristos. And from today forward to come again in the army of Christ and be part of the family of Christ. Și în numele lui ca un viteaz să ridici steag de biruință. And in his name to lift up a banner of victory. În numele lui să poți spune, plin de bucurie, nu, binecuvântez pe Domnul care s-a îndurat de mine și m-a izbăvit. In his name to be able to say full of joy, bless the Lord that he had mercy on me and he delivered me. Așa cum striga salmistul, nu, binecuvântez pe Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Voi lăuda pe Domnul. Same as the psalmist say that I bless the Lord because he delivered me and I will always bless him. Acesta este gândul meu pentru tine și gândul lui Dumnezeu. And this is the thought that I have for you and this is the thought of God for you as well. Te invit astăzi, împrietenește-te cu Dumnezeu ca să ai pace. And I invite you today, become God's friend so you can have peace. Spune cuvântul lui Dumnezeu că prietenul adevărat în nevoie se cunoaște și la necaz devine frate. And the Bible said that the true friend is known at the time of your need and in trouble he can become your brother. Poate ești un părăsit, un disprețuit, un om care nu mai e iubit de nimeni. Maybe you're abandoned someone that nobody loves you anymore. Aș vrea să spun că Iisus te iubește. But I want to tell you that Jesus Christ loves you. Aș vrea ca Iisus să înțelegi că îți dă valoare. And I want you to understand that Jesus gives value. Aș vrea să-i lași lui deciziile tale de acum încolo. I want you to give your decision to his hands from now on. Aș vrea să-i lași lui inima în care el să lucreze. And I want you to give your heart to him and let him work in your heart.
El îți dă o inimă nouă, un duh nou. And he will, și o viață nouă. He will restore you, give you a new heart, a new life. Oricine ai fi, astăzi, roagă-L pe Dumnezeu să vină în inima ta și să fie de acum Domnul tău. No matter who you are, call upon Him and ask Him to become your Lord and your Savior. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Amin. May the Lord bless each and every one of you. Amen. Amen.